La granița dintre Bihor și Arad se ascunde o comoară. Este vorba despre singurul loc din România unde laurii vegetează, deosebită și diferită față de restul vegetației. Autoritățile bihorene ar dori să facă din rezervație un punct de atracție turistic. Aflată la marginea Comunei Câmpani, pădurea de lauri a stârnit interesul savanților de acum 78 de ani. Faptul că a rămas acolo se datorează microclimatului, care îl avantajează ca specie. Este un sit natural, care este protejat datorită existenței acestei plante. Atât aria cât și cea tampon sunt în conservare specială. Acolo nu se fac lucrări de niciun fel, a explicat Adrian Florescu, directorul direcției Silvice Bihor. Nu doar autoritățile iau în calcul introducerea rezervației în circuitul turistic, ci și localnicii sunt sunt încântați de idee. Dincolo de faptul că este unică, pădurea de lauri atrage și prin legenda locului. Se spune că proprietatea aparținea unui conte pe nume Zelenski. Acesta și-ar fi ascuns averea înăuntrul poemii.